Gang Beast. Băi, deci trebuie să vă zic că mi-a fost un așa dor de voi. Deci credeți-mă că mi-a fost așa dor de voi și să postez episoade cu Gang Beast, cu The Crew 2, cu orice pe acest canal. Așa că salutare tuturor și bine v-am găsit sau regăsit la un nou minunat episod de Gang Beast de data aceasta, fiindcă știu că vă plac super, super mult episoadele cu Gang Beast. Așa că am mai făcut încă unul, să vedem peste 6 like-uri la episod azi și continuăm cu episoadele de Gang Beast, unde iese cum iese. Bun. Mă scuzați de această pauză. Am avut o pauză de cam 2 săptămâni de la ultimul meu videoclip de gaming și acum vreo săptămână am postat faptul că mi-a venit KTM-ul și avem aici pliculețul frumos că mi-a venit și permisul. Tot ce trebuie, trebuie doar să mai pun numerele de matriculare pe motor. Mă rog, asta vedeți pe canalul meu, pe care îl aveți în descriere, Mircea MTV, canalul meu de motovlog. Bun, mă rog, lăsa-mă asta la o parte. Acum o să ne apucăm serios de treabă. Am revenit după vacanța asta mea de 2 săptămâni de cât am făcut eu, că n-am mai postat. Acum o să revenim în forță cu episoadele de gaming, în care o să postăm de nou. Și haideți cu 600 de abonați, da? Bun, hai să vedem ce facem aici. Cât suntem? Cred că suntem puțin pe harta asta, sincer, că n-am văzut pe niciunul. N-are nicio logică, cât sunt? Frate, sunt eu cu încă unul. Ha, mă, hai cu alt meci de tank, că nu stau eu să mă joc cu ăsta. Sau? Hai să dăm 1v1 să vedem care e mai șmecher totuși. Hai să dăm 1v1 să vedem care e mai șmecher. Mă bate să-mi bag. Cum mai e așa? Cum mai e așa și de ce nu pot să scap? Ce-i jocul ăsta, fratele meu? Uite unde l-am băgat. Mâncați aș gura ta, uite unde l-am băgat. Nu pot să dau cu picioarele? Ce-i jocul ăsta? Și jocul ăsta. Wow, wow. Deci am ajuns 1v1. 1v1 pe Gang Beast. How, cu cine e ăsta? Nu știu cine e ăsta. Acum trebuie să-i dau din săritură. Uite, vedeți? Egal, dar practic el a picat primul. Dar are ceva, nu știu, nu înțeleg. Vedeți ce mă lipește cu mâinile alea? Nu știu cum mă ia și nu pot să scap. Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce nu pot să scap. Că trebuia să scap de obicei. Lucrul ăsta e cam nașpa. 1v1 pe Gang Beast. Ăla e tata, 1v1 un match întreg. Hai pisoiule, vino cu a. De ce te sui acolo? Trei jos, futu-ți pe mă. Uite, uitați-mă cum aia, uitați-l cum aia. Și nu pot să scap. Ar trebui să scap. Ar trebui să scap. De ce nu scap, frate? Uite. Nu e corect treaba asta. Deci ar trebui să pot să scap de mâinile lui. Dă-te în pula mea. Uite. Nici el nu scapă? Ute, dracu. Dă-i drumul. Trei jos. Nu! De ce am căzut eu? Deci... E un joc de tot căcatul. Dar n-are nicio logică să-mi fut una. Da, îmi place 1v1 cu ăsta, nu știu, că suntem unde mai paletă de denunțe. Opa, șantier, ai venit la mine, fraiere, că eu sunt șantierist. Ai venit la mine, fraiere. Mamă! Du-te, da, ce e? De jos. Vii păscări? Vino păscări, putem. Hai păscări. Ia-l dracu cu măt. Ia aici, pum. Uite, ar trebui să sar. Ar trebui să pot să ies. Îi dau cu dreapta la ureche. Uite ce pum, îi dau cu dreapta. Mi-a sărit pălăria. Putu-s luna, măti, îi dau cu dreapta la ureche. Uite ce bucăți îi dau. Uite și el mi-a dat o mână. Wow. Uite, drecu. Bă, date la măsa că l-am luat și eu am făcut așa, l-am aruncat jos. Și el s-a prins că l-am aruncat din zbor, bă, el s-a prins și eu încă... Na, deci câteodată, credeți-mă, instalați-vă Gang Beast dacă vreți și nervi și distract. Mai am... Mă doare și capul în cauaș gura voastră. Ia mă, puiule. Mamă, ce cum mi-a dat. Uite de ce m-am agățat, mâncați-aș gura ta. M-am agățat de cușcă.
Deci în loc să mă agăț de el, eu m-am agățat. Wow. Bai, direct! Direct! Jos! Încearcă să sară. S-a prins fraierul de aia, nu? E, păi, putute. Păi nu, că trăgeam asta pe aia, ce crezi? Trăgeam aia acolo pe aia. Winner? Sunt un winner, băieți. Deci 1v1 și șantieristul câștigă. Ăla e 1 versus 1 și șantieristul a câștigat din nou. Șantieristule, vino 1v1. Dar de ce suntem numai 1? Uai! De ce dau astăzi numai 1v1? Nu înțeleg. De ce e numai 1v1? Voi fi dat eu pe ceva? Voi fi dat eu pe ceva de suntem numai 1v1 azi? Dar nu cred. Asta, acum sunt cu ăsta în rock and roll. Ești futut. Ții mătii să-ți fut. Dă-i cu pumnii, futu-te-mi. Da? Ce a fost asta? Bă. De ce nu se prinde? Da? Na, boule, care ești? Hai să ne aruncăm amândoi, bă, Gameș. Te-am luat de falcă. Te-am luat de falcă, boule. De ce a câștigat ăsta? M-am scufundat înaintea lui, sigur, și aia a fost tot jocul. Piece of shit. Deci astăzi suntem un șantierist, da? Fiindcă am... șantierist, de fapt, că șantierist sunt lopătar. Ce vreți voi să ziceți? Deci și astăzi șantieristul trebuie să câștige. N-are voie să pierdă, de fapt, nu că trebuie să... Și uitați, așa să mai face un win, ca idee, ca să știți și voi pe viitor cum să faceți win-uri. Dar e deja 1-1, am avut noroc de nou, nu pot să cred. Ministerul Afaceri de Interne de Steam, de mi-au adus mie, bo, și permisul pe care îl avem aici. Acolo e. Ha, mamă, sunt pe lift. Wow! Futu-te în... Îi dau cu pumnul, îi dau cu dreptul. Uite ce drepte. Mama, am intrat peste el. Wow, băi, ați văzut ce picior mi-a dat în săritură? De când poate să dea cu piciorul? Băi, frate, mi-a dat-o ăsta? Mi-a dat ăsta bucată ca la karate, mâncați ăștia jiu-jitsu. M-am direct cu piciorul în gură, mi-a dat. M-a dat pe spate direct. Pe șezlong m-a pus. Wow, habar n-aveam că merge. Nici el nu cred că știa că poate să facă asta. Dar trebuie să-l batem acum. Am văzut eu o fază. Stai și de cu piciorul. Dar nu știu cum dă ăsta cu piciorul. Și de ce îmi dă mie noc mereu? Ce pumni îmi dă, frate. Bă, ăsta ori e pro player, ori să-l ia, drag. Uite, de să dă peste cap în aer. Îmi dă numai... Ghiulele! A câștigat fraierul. Să-mi bag... Nu înțeleg jocul ăsta, deci nu înțeleg. Dar asta am avut două 1v1-uri. Un 1v1 ăsta, l-am câștigat. L-am pierdut pe ăsta, dar l-am câștigat pe primul. Bun, sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu GangBiz, nu uita să-l susțineți neapărat cu un like pe ăsta, peste 6 like-uri. Și v-am promis și v-am zis că o să revenim forță cu episoade de gaming, dacă în fiecare zi sau maxim la 2 zile, dacă nu pot pune în fiecare zi. Eu am fost Miciulete GMG, ne auzim data viitoare. Un subscribe pe contul meu secundar de motovlog pe care l-aveți în descriere, Mircea MTV. Și ne auzim data viitoare cu un nou episod. Și haideți cu 600 de subscribe.